Astăzi avem un joc foarte simpatic. Se cheamă Viermișorii Zăpăciți. Este interesant, așa arată niște viermișori de diferite culori, care ies dintr-un măr. Vârsta este plus 4 ani. Ne putem juca 2-4 jucători. Și ce mai avem aici? Pe cutie ne arată o bază sub formă de măr, cu niște cărți de joc. Și de ce sunt viermișorii neastâmpărați? O să vedem. Viermișorii zăpăciți. De ce sunt viermișorii zăpăciți și neastâmpărați? Vom vedea după ce deschidem jocul. Hai să-i dăm drumul. Așa. Aceasta este baza de joc. Este sub formă de măr. Are niște găurele și acestea sunt viermișorii. Hai să-i scoatem. Iată-i, acestea sunt viermișorii, sunt foarte jos, frumos, ce ținut în mână. Sunt drăgălați așa și în sine îți place să te joci cu ei. Ce observăm la ei? Fiecare viermișor are o culoare în vârful codiței. În total sunt patru culori. Verde, pe care tocmai ce l-am pus. Mov sau roz, cum zic ei. Viermișorul este roz. Cartea, o să vedeți, este roz. Portocaliu. Și albastru. Hai să scoatem și pe albastru. Rapid în baza de joc. Nu trebuie să fim foarte atenți la culori, pentru că ideea este să nu știm la începutul jocului ce culoare au viermișorii. Da? Deci amestecăm bine de tot, nu suntem atenți când îi punem. Însăși punerea viermișorilor constituie element de joacă și vă asigur că este foarte plăcut, întrucât acești viermișori sunt foarte plăcuți la atingere și parcă simți o șoacă, ți alunecă din mână. Lucru care este fantastic pentru jocul cu viermișori. Bun, i-am pus în bază. Hai să vă mai explic ce mai avem aici. Aici avem și cărți de joc. Cărțile de joc sunt împărțite și ele în patru culori, exact cum sunt și viermișorii. Verde. Portocaliu, roz, viermișorii noștri sunt fetițe și băieți, să știți, și albastru. Rozul, de exemplu, este fetiță și verdele este tot fetiță și albastru și portocaliu sunt băieți. Unul are șapcă, unul are pălărie, fetițele au codițe. Bun, haideți să vedeți cât de drăguț este jocul. Până-i dau drumul, că sunt nerăbdătoare să mă joc, trebuie să vă mai spun un lucru. Fiecare jucător trebuie să-și aleagă o culoare. Culoarea aceasta este atât a viermișorilor cât și a cărților. Cărțile trebuie să și le pună în față, așa, frumos în șir, astfel încât să știe că pentru fiecare din cărțile pe care și le-a aliniat el frumos în față, el trebuie să scoată din bază câte un viermișor. În cazul de față, culoarea mea este roz, deci eu va trebui să culeg din bază viermișorii de culoarea roz. În total sunt 5 viermișori. Deci fiecare jucător va trebui să scoată din bază 5 viermișori de culoarea sa. În total, cu totul, cu toate culorile, vom avea 20 de viermișori. Haideți să-i dăm drumul. Jocul nu necesită baterii. Iar eu sunt să fiu foarte rapidă. Și să scot viermișorii. Bine că să țin minte și culorile, astfel încât să nu culeg de 3 ori același viermișor. Când s-a terminat jocul, când viermișorii s-au terminat de mișcat, nu mai am voie să scot niciun viermișor din bază. Dacă am scos o culoare care nu este culoarea mea, trebuie să o pun fix în același loc.
Jucătorul care are culoarea pe care eu am scos-o, este bine să fie atent, că atunci când îi vine lui rândul, să știe la ce viermișor să se ducă și să-și scoată viermișorul cu culoarea respectivă. Jocul este un joc de memorie, este un joc de dexteritate, de îndemânare, de rapiditate și multă distracție. Pentru că cum să nu te distrezi când viermișorii se mișcă într-una și tu trebuie să fii foarte atent să îi scoți din bază și tocmai atunci îți scapă. Bun, în mod normal, acum dacă noi eram mai mulți, jocul trecea la următorul jucător și el, cu șcărțile sale înșirate în față, trebuia să scoată viermișorii de culoarea sa. Eu sunt singură, așa că o să mă joc din nou și o să caut viermișorii mei roz. Să te prind. Bun, am patru viermișori în momentul de față, ușor, ușor mă apropii de linia de final. Este excelent, sunt singur, așa că sigur voi câștiga. Mai facem o rundă. Câștigat, pentru că la runda aceasta, iată, n-am fost în stare să găsesc niciun viermișor. Nu mai continuăm. În mod sigur, al cincelea viermișor se ascunde tot pe aici prin bază. Ce vreau să vă mai spun este că sunt mai multe modalități de joc. Este fie modalitatea aceasta pe care v-am prezentat-o, în care un jucător se joacă singur pe rundă, își culege atent viermișorii și pune, și în momentul în care viermișorii s-au terminat de mișcat, trebuie să cedeze rândul următorului jucător. O altă variantă este în care armăm jocul și toți jucătorii ne jucăm și culegem care mai de care viermișorii noștri. Varianta aceasta este cu dificultate sporită, întrucât eu nu pot să fiu atentă la ceea ce a cules partenerul meu de joc, da? Deci este oarecum fiecare pentru sine. Se respectă același principiu, în momentul în care viermișorii s-au terminat de mișcat, nu mai avem voie să-i atingem și îi lăsăm în găurica lor pe fiecare, acolo unde s-au nimerit, în momentul în care au încetat să se miște. O altă variantă de joc, foarte drăguță este și aceasta, constă în faptul că putem să ne alegem mai multe culori. Și anume, de exemplu, eu aici pot să ne aleg rozul pe care l-am avut, să zicem. Uite, îmi pun și două de verde, îmi pun și două de portocaliu și am cinci. Nu, hai să îmi pun și unul de albastru. Ideea este să avem tot timpul cinci, pentru că așa este gândit jocul, fiecare jucător cu cinci viermișori. Pentru că avem în total 20 de viermișori și nu vom putea depăși acest număr. Desigur, dacă ne jucăm mai puțin și mergeți pe varianta de culoare, de culori combinate, atunci veți putea să aveți mai multe culori. Țineți socoteala însă să nu depășiți numărul total de viermișori. Bun, deci eu îl dau drumul la joc și în momentul de față trebuie să culeg acești viermișori. Jucătorul care și-a cules primii cei 5 viermișori de care are nevoie, că sunt o culoare, că sunt mai multe culori, câștigă jocul. Super distracție!